S-a auzit poarta. Ce se aude afară? Mircea, eu mă gândit să-i facem o farsă lui mami. Am ajuns în pădurea Hoia-Baciu din Cluj-Napoca și suntem blocați aici. Priviți ce a pățit mașina noastră. Ce e asta? Ne-a deconspirat? Eu știu că el se preface. Nu vă va vine să credeți. Da, surpriză. Căluțu. Suntem rupți de foame. Și ce frumoși suntem noi când ne privesc cei de afară și din alte mașini. Am avut un pic de frică. Să-ți spun că... Că ce? Du-te în apă! Doti, ce faci aici? Sunt pentru ca să mergem în pădure și vom face suc din diferite fructe. Din lămâie, portocală și grapefruit. Așa e, dacă pui lămâie în apă, îți ține de sete pentru mai mult timp. Eu îmi voi face suc de portocale. Iar așa se îndulcește limonada noastră. Cum ieri. Și ajută și la gât, tati, cei care sunt bolnavi. Este cu cimbru sau cu busuioc. Îți gustă și tu. Și? Ce mâncați acolo? Vreau și eu. Brânză. Brânză. Și mărar are, tati. A, mărar, da. Și câte sacrificii pentru un sketch foarte amuzant și foarte interesant despre dinozauri. Ia privește, mami, ce e cu mașina noastră? Vai, cum arată! De fapt, am vrut să intrăm într-un loc mai misterios din pădurea Hoia-Baciu, în care ne aflăm chiar acum. Doar a plouat zilele astea și ne-a dat toate planurile peste cap. Și am intrat în noroi și s-a murdărit mașina. Și recunoaștem, sunt momente când avem emoții mari, când avem frică. Nu ți este a filma, într-adevăr, mașina se plimba dintr-o parte în alta. Credeam că nu mai ieșim de aici. Dar cu siguranță, toți când veneam aici, aveam o doză de frică. După câte articole mami am citit, după câte literatură am citit noi despre Hoia-Baciu, am avut un pic de frică, dacă aș spune un pic doar, dar a fost foarte mult. Da, a fost o aventură mare și o provocare pentru toată familia mele mie. Iar zic acum să mergem să o spălăm, sărmana. Am mers și prin crengi, și prin pietriș, și prin noroi. Și într-adevăr, nu avem semnal la telefon. Internet nu există în această pădure. De ce internet, mami, vorbești? Nu există semnal de telefonie mobilă, dar nu că internet. Da, a avut de suferit mașina noastră. Sărmana, ce murdară este. Imediat la spălătorie. Și ce frumos este orașul când e norat cerul. Și ce frumoși suntem noi când ne privesc cei de afară și din alte mașini. Tati, a mai fost cineva de-al de noi aici? Da, este pentru prima dată când mașina noastră arată așa urât. Și am luat fise. Tati mă așteaptă să ne grăbim. Poate reușim! Da-da! Am reușit! Acum am venit de la filmări și suntem rupți de foame! Vom mânca paste integrale de diferite culori! Eu cred că aceasta este cu boia de ardei roșu sau cu morcov, aceasta cu mărar sau cu castraveți, broccoli și acesta paste grâu integral. Risa, dar tu ai uitat să scoți fluierul. E greu cu mașina de dinozaurul. Oh, ce ai acolo? Dinozaurul descoperit în ou? Da. Eu prefer pastele cu ton. Lui tati cu brânză. Da, Mircea. Dar voi cu ce preferați? Sunt curioasă să știu și eu. Scrieți în comentarii. Da-da, și iată Mihaela. Este prima zi acasă după externare. Ne simțim mai bine. Continuăm tratamentul și să fie și mai bine.
Și este bucuroasă, da? Fericită că a venit acasă. Și acum o să-i tăiem unghiile, pentru că am lipsit de acasă și au crescut. Hai! Au crescut mari. Bravo, bravo, bravo. Cine stă cu minte? Ta-da! Salut! Salut! Matei, mergi la dinozauri. Matei! Așa! Hai trezește-l! Da, hai trezește-l, spune! Trezirea! Iată așa face Mihaela inhalații, procedurile și foarte cu minte. Deja știe că trebuie să fie cu mincioară. De fapt a fost tot timpul așa. Și privește vlogul! Eu plec după pădure de... după dejunăuri. Ați înțeles ce a spus Matei? Iar noi de dimineață mâncăm mămăliguță și cu mazăre. Cu legume la cuptor. Și cu brânză. Și smântână, tati. Și o nu-ți mănâncă. Te-am prins! Vai, bravo! Ce privești acolo? Ionuț acolo la spital? Și mami, deja ești bine. Cine acolo? Mami? Da, surpriză. Căluțu. Ne permiți să trecem? Și am spălat mașina, am mers pe noroi. Să nu deranjăm căluțul. Ce-ai găsit acolo? Ce ai? Ce are Ionuț? Eu. Da? Dar acesta ce-i? Ceau. Bravo. Ai multe dinozauri aici! Și cum am aranjat noi ouăle și surprizile, da, Matei? Băi, Ionuț, ouă este mai mare decât tine! Unde-l duci? Acolo în coș? Bravo! 4, 5... Ionuț le numără. 2, 3... Bravo! Pa! Pa, pa! Ionuț, vrei căpșuni? Da! Uite aici! De la prietenii noștri din Alba Iulia! Mulțumim! E delicioasă? Cum să nu? Mai avem aici toate și cireși! Și nu numai! Astea sunt rusalile, duminica mare și mâncăm fructe. Ciorbă de varză și brocoli cu perișoare, cașcaval și brânză și unt. Mai avem un flămânzil aici. Mihaela, Andreea, mănâncă cu toți la masă. Tati, cum privește ea la căpșunile alea de pe masă? Îi fac din ochi. Tocmai aici ajunge privirea ei. Da. Astăzi vreau să încerc pentru prima dată să fac socată. Am spălat florile de soc și le vom pune în acest borcan. Hai, succes la strâns! Mulțumim! Mai departe vom pune zahăr, aproximativ 200 de grame. Am măsurat și... îl turnăm în apă. Vom face puțină mizerie pe aici. Dar ce fel de zahăr ăsta? Este zahăr brun. Hai, abia aștept să văd ce-ți iese. Și noi ai venit de la filmări, am adus totul din mașină și spălăm și punem toate pe la locurile lor. Hai, Mircea, dinozaurii. Eu am puțin cinci. Finisez deja, bravo. Să vedem ce face Ionuț cu Mihaela. Ce pregătești de culcare? Salut! Salut! Fiecare cu distracția lui. Iar acum trebuie să pun lămâie. Aici este o lămâie tăiată în felii. Și le punem tot în bolul cu florile de soc.
În pădure am dat și de noroi. Acum spălăm toată încălțămintea. Iar după ce am pus lămâia, vom pune o altă lămâie, doar că deja sucul ei. Și este o lămâie întreagă. A venit momentul să turnăm zahărul, care deja s-a dizolvat în apă. Îl turnăm pe tot! Și la final turnăm toată apa, până când se umple vasul. Cred că vom mai avea nevoie. Și ce face Matei? A terminat. Bravo! Ai terminat de strâns jucăriile. Și acum du-le-le în dulap ca să nu le pierdem. Așa este Matei în fiecare zi. După ce am amestecat toate ingredientele, vom pune la păstrat 2-3 zile la temperatura camerei și astupăm. Iar apoi punem la frigider și deja este gata de consum. Dar fiți atenți, trebuie să stricurați să fie doar lichidul. Melissa, ce faci acolo? Vei vedea în vlogurile următoare. Te vei uita pe YouTube, nu? Desigur că mai voi uita. Dar cred că ai gătit acolo ceva gustos, pentru că miroase foarte bine. S-a auzit poarta. Da, mă duc imediat să deschid. Oare ce a venit? Stați aici. Sunt curioasă să văd. Vin. Bună ziua. Bună ziua. La revedere! Cât de fericită sunt! Mâinile sunt curate. Melissa, ce este acolo? Eu deja am terminat de strâns totul de pe jos. A venit butonul meu de YouTube! Nu vă va vine să credeți! Chiar? Mai avem loc pe șemineu? Desigur! Dar apropo, Matei unde este? Nu-ți fă griji, este la baie! Eu sunt aici. Ok, și să o deschidem. Ce-i asta? Matei, tu înțelegi? Este doar folia. Wow! Mulțumesc tuturor abonaților pentru că m-ați ajutat să câștig acest cadou minunat. Acum avem 4 butoane, dar avem și loc pentru cele de aur. Mircea, eu mă gândit să-i facem o farsă lui mami. Chipurile, vrem să ne băgăm în piscina cu apă rece. Mami, ai să crezi? Ce se aude afară? Cine umblă la piscină? Ce vrei, mami? Trebuie să scoți șuruburile care au căzut în piscină după challenge-ul nostru. Cuculovnu. Tati, ce? Vrei să te bagi în apă? Apă e rece ca gheață! Nu am ce face! Șuruburile vor rugine în apă! Eu știu că el se preface! Tati Melimi nu suportă apă rece! Nici la mare, nici în piscină! Ce spui tu mai acolo? Mie îmi place apă rece! Din potrivă! Îți place? Atunci bagă-te! Și o să mă bag? Ne-ai deconspirat? Matei, ia coboră jos, vreau să-i spun ceva lui tati la ureche. Așa. Ce să spui mami? Să-ți spun că... Pe ce? Te duci în apă! Mami! Apa e caldă! S-a încălzit, am avut azi parte de soare! Cum e tati? Apa e super! M-am pic tremur! Pentru că deja e seara! Mami, și a plouat 2 zile la rând și mai plouă! Cum plouă? Acum plouă! Ce, Mircea? Hai, Mircea! Hai! Nu ai voie să sar! Așa... Repede, 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 repede. Acum sari. Nu.
Mircea! Hai să-l încurajăm să iasă! Nu, să intre! Mami, vrei acolo? Să-i permitem și lui Matei? Yeah! Ce, Mircea? Ce, Mircea? Oane, ce șuruburile? Arată unul! Acuș! Să-l apuc cu piciorul! Unu! Mai sunt? Mai sunt! Ce, Mircea? Cum e apa? Rece! Rece! Mie mi s-a părut caldă! Al doilea! Și al treilea! Se spărgeau... Pentru ce le-ai folosit toate? Pentru baloanele care erau pe piscină! Melissa nu știe ce ați intenționat voi aici! Dacă află, se va supăra tate! Mami, cheamă pe Melissa! Să facem o surpriză! Noi ne băgăm în apă și când vine ea, noi... Hai! Mircea, e ce liniștit! Ne băgăm să ceasă lângă apă... Melissa, unde ești? Melissa, hai să ne ajuți să spălăm capacul de la piscină! Bine! Tati, ascundeți-vă că vine! S-a dus să-și ia șlapii! Hai, Melissa, odată! Mai rapid! Vreau și eu! Nu! Fetele nu au voie să stea în piscină cu rece. Melissa, ia uite, e rece sau e caldă? E caldă! E caldă! Du-te și ți-a costumul de baie! Tu ai reușit anul ăsta să te bălăcești în piscină! Eu? Ta-da! Cum e apa? Caldă! Mami, eu fac antrenament! Ia prindește aici! Tati, mai bine scoate ceasul de pe mână! Acum e antrenament, mami, serios! Și ce arată? Arată că am făcut 50 de secunde! Doar! Și eu credeam că nu va fi atât de cristalină apa! Dar e caldă! Vreau să mă bag chiar acum! În piscină sunt 24 de grade? Da. Cred că la supra față. Deja însă am tot întors apa asta și pe parte și pe alta. Deja e ridicată la masă. Ai! Cume! Rece? Adică afară mi-e cald, da? Da. Hai, Melissa, 5 minute la dispoziție și atât. De fapt, am văzut cum aia e, să oxigenăm apa, să-i punem nivelul normal de pH, să-i punem clor și alte substanțe. Dar ne-am răzgândit! Am băgat mâna în piscină, am văzut că este un pic mai rece decât ieri, că ieri plouase mai puțin decât azi. Și am zis că dacă mai plouă, când o să mai bălăcesc? Doar tu? Eu trebuie să fac mai multe exerciții. Și astăzi m-am făcut mișcare și m-am gândit că ar fi bine. Ce mine să ai, mi-e cald afară decât în unde să mă bag? În dușul cu apă fierbinte. Acum este foarte caldă. Pentru că a zărit în piscină. Să-l aducem și pe Ionuț și pe Mihaela? Da! Și acum un challenge! Cine se menține mai mult în aer, în apă? Nu pune picioarele pe pământ! Da. Sau nu se ține cu mâinile de pereți! Gata așa! Și... Nu, e greu? Gata! Și gata! Și Mircea gata! Rămân sfârtate! Perfect! Fără mine! Noaptea asta! În piscină!